Preacucernice Părinte Vicar, Preacucernice Părinte Consilier, Preacucernice Părinte Protopop, Preacucernici Părinți, domnule academician, onorate oficialități și iubiți frați și surori. În această săptămână minunată de după Rusalii, când troparul ne aduce aminte mereu că Domnul Hristos i-a umplut de putere pe cei 12 ucenici și i-a trimis să propovăduiască, am venit pentru a punta faptul că această biserică frumoasă, cu hramul Înălțarea Sfintei Cruci, primește și un al doilea hram, Sfântul Apostol Bartolomeu. Am zis că troparul, cântarea, a repetat-o mereu săptămâna aceasta, e atât de frumoasă. Binecuvântat ești, Hristoase, Dumnezeul nostru, cel la ce prea înțeles pe pescarea arătat, adică pe apostolii tăi, trimițându-le lor Duhul Sfânt și prin trânsii lumea ai vinat, lumea a adus-o la Evanghelie. Iubitorule de oameni, Doamne, mărire-ți! Doi dintre apostolii care au adus lumea la Evanghelia lui Hristos au fost cei sărbătorit astăzi, Bartolomeu și Barnaba. Ei sunt pomeniți în mai multe locuri în Sfânta și Dumnezeiasca Scriptură. Vă citesc de pildă din Evanghelia după Matei, din capitolul 10, unde sunt pomeniți cei 12 apostoli. Zice Sfântul Matei așa: numele celor 12 apostoli sunt acestea. Întâi Simon, cel numit Petru și Andrei, fratele lui, Iacob al lui Zebedeu și Ioan, fratele lui, Filip și Bartolomeu, și Toma și Matei, și îi pomenește mai departe pe toți ceilalți. Sfântul Bartolomeu este pomenit aici, iar Sfântul Barnaba este pomenit în Faptele Apostolilor. În Faptele Apostolilor, în capitolul 4, ni se spune că atunci, la începuturile bisericii creștine, oamenii fiind înflăcărați de mesajul Evangheliei, își vindeau verile și le puneau în folosul comunității. Și iată ce citim, începând cu versetul 33 și următoarele: și cu mare putere apostoli mărturiseau despre învierea Domnului Iisus Hristos și mare har era peste ei peste tot. Și nimeni nu era între ei lipsit, fiindcă toți, cât aveau țari sau case, le vindeau și aduceau prețul celor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor. Și se mulți și se împărța fiecăruia după ce avea trebuință. Iar Iosif, cel numit de apostol Barnaba, care se tâlcuiește fiul mângâierii, un levit născut în Cipru, având țarină și vânzând-o, a adus banii și i-a pus la picioarele apostolilor. Nu e singurul loc în care este pomenit Barnaba, ci ați auzit și în apostol de astăzi pe care l-a citit tânărul nostru, atunci când s-a împiedicat biserica din Antiohia, însoțitorul Sfântului Apostol Pavel era Barnaba. Revin la Sfântul Bartolomeu, cel care va fi
patronul de astăzi înaintea acestei biserici, pe lângă sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. El este pomenit la Matei, dar este pomenit și în altă parte. Să știți că Bartolomeu este numit și Natanael. Este unul și același om. Ori în Sfânta Evanghelie după Ioan, citim în primul capitol, de la versetul 42 înainte, lucrul următor. A doua zi, voia să trece în Galileea, Domnul Hristos. Și-a găsit pe Filip și i-a zis Iisus, urmează. Iar Filip era din Betsaida, din cetatea lui Andrei și a lui Petru. Filip a găsit pe Natanael, pe Bartolomeu. Și a zis, am aflat pe acela despre care a scris Moise în lege și în proroci, pe Iisus, fiul lui Iosif din Nazaret. Și a zis Natanael, adică Bartolomeu, din Nazaret poate fi ceva bun? Filip i-a zis, vino și vezi. Iisus a văzut pe Natanael venind, și a zis despre el, iată cu adevărat izraelit în care nu este vicleșug. L-a caracterizat printr-o frază, iată, izraelit în care nu este vicleșug. Sfântul Apostol Bartolomeu a fost un izraelit fără vicleșug. Bartolomeu a zis, de unde mă cunoști, Doamne? A răspuns Iisus și a zis, mai înainte de a te chema Filip, te-am văzut când erai sub mochin. Răspuns a Natanael, rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești regele lui Israel. Așadar, dintre apostolii cei 12, pe 2, și dintre cei 70, pe 2 sărbătorim astăzi, este vorba de Bartolomeu și de Barnaba. Bartolomeu este un nume aramaic, alcătuit din două cuvinte, Bar și Tolmai, adică fiul lui Tolmai. Iar Natanael, și acum așa a auzit din Sfânta Scriptură, este tot nume aramaic și se tălcuiește în românește Darul lui Dumnezeu, fiul mângâierii, Barnaba. Ei și-au luat foarte în serios vocația lor. Și după ce Domnul Hristos a înălțat, Bartolomeu a ajuns prin India și prin alte ținuturi orientale, oricum până la urmă a fost omorât, a fost răstignit. Și-a mărturisit credința cu viața. Iar Barnaba și el, după ce l-a propovăduit pe Domnul Iisus Hristos, a ajuns din nou în ținutul de lui natale, în Cipru, și acolo la Salamina, a fost omorât. Biserica creștină îi sărbătorește pe amândoi astăzi. Am rămas cu acest gând frumos de la apostolul Bartolomeu. Om fără de viteșul. Acum eu cred că atunci când s-a dorit cel de-al doilea plan pentru apostolul Bartolomeu, intenția celor ce l-au dorit a fost ca să fie pomenit și mitropolitul nostru Bartolomeu, care poate purta poate de pe care numele apostolului Bartolomeu.
dacă la apostol i-a fost caracteristică această virtute, om fără de Hristos, om fără de Hristos a fost un lucru. Cei 12 ucenici. Așa cum aflăm chiar din faptele apostolilor de la Rusalii, din capitolul 2, după ce au primit Duhul Sfânt, au ieșit în piață și l-au binevestit pe Domnul Hristos și mântuirea cu ei. Cei ce i-au auzit au fost răpuni la inimă și au întrebat ce se face. Și din glas la ceea ce știau și apostolii Sfântul Petru a zis, creștinați-vă, pocăiți-vă, botezați-vă, schimbați-vă felul vostru de a trăi. E mare lucru. Pentru că de atunci până la sfârșitul viacului, această cale de reabilitare, de schimbare a vieții, este în fața noastră acestui. Și dacă Sfinții Apostoli i-au dat această soluție, că vieții oamenii realizau că sunt păcătoși, că sunt răi, și Apostolii le-au spus, vă puteți face bun, vă puteți curăți, vă puteți simți. Cum, Doamne, cum? Pocăiți. Cuvântul acesta, pocăință, la tărtuire. Sfântul Ioan Damaschinu și zice că cea mai potrivită definiție a pocăinței este întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Asta le-a cerut apostolii oamenilor care ascultau și care intrau în creștinism. Întoarcerea de la păcat la virtute și de la diavolul la Dumnezeu. Acum ilustrez și cu două strofe de poezie minunate, scrise de Mitropolitul Bartolomeu, tocmai referitoare la pocăința aceasta, care îl preschimbă pe om și face din rău. Și poezia se intitulează Confesio, adică scuvădare. Scuvădarea care este la îndemnul nostru. Și versul de sunt așa de cunoscute. Doamne, tinde fața mea. Peste fața mea de lume. Sufletul medioc și surut să-l alzești cu fârșire. Când am urmărit fața fie, peste o clipă de mâine să-ți vorbesc când m-am obicei. Iar o să-mi ai notat. Eu să stau pe un cot plecat și să-mi fiu povara din pe când tu, la vremea aceea, să-mi sofer că m-am iertat. Iertarea din Domnul Hristos a fost și faptul de Dumnezeu. Nu ne aducem aminte astăzi de această soluție a îndreptării noastre, ci participăm la hramul Bisericii dumneavoastră, la cel de-al doilea și în urmă.